Luptăm pentru Steaua, luptăm pentru România! Cu 9 jucători de la Steaua în lot și condusă de pe margine de tehnicienii Bogdan Drac și George Deacu, echipa masculină de polo a României s-a calificat după o pauză de 12 ani la o ediție a Jocurilor Olimpice de vară. Ce reprezintă pentru tine calificarea la Jocurile Olimpice? E maximum la ceea ce poți aspiri, deci asta bineînțeles înseamnă că avem o posibilitate de a juca și de a ne exprima pe cea mai înaltă scenă, la cel mai mare eveniment care există, deci e aproape de nedescris. Sincer, în momentul în care ai preluat naționala, cât de mult ai crezut în acest obiectiv? Cred mereu, bineînțeles, trebuia să fie o urcare treptată spre acest eveniment. Eu sunt unul care întotdeauna am visat la lucrurile acestea și când am fost jucător mi s-au îndeplinit. La fel am făcut și când am venit antrenor. Am trecut, repet, printre niște etape și ușor, ușor mi-am dat seama că există potențial și că se poate. Facem istorie la Paris! După locul 8 la europene și locul 10 la mondiale, steliștii Marius Țic, Eduard Drăgușin, Tudor Fulea, David Bota, Francesco Iudean, Nicolae Oanță, Andrei Țepeluș, Andrei Neamțu și Vlad Georgescu vor să facă o impresie cât mai bună la Paris. Tehnic vorbind, bineînțeles, am avut un pic mai mare control asupra lor, avându-i și la echipă și la națională. Este o mare onoare ca și antrenor la Steaua și la națională să am jucători care poate să continue și la națională. Asta nu înseamnă că nu-mi doresc mai mulți jucători și de la celelalte echipe. Cum ai caracteriza în câteva cuvinte pe cei 9 jucători pe care ai atât la Steaua cât și la echipa națională în pregătire? Sunt jucători care și-au dat tot interesul, pot să zic că au vrut, într-adevăr, au înțeles, chiar dacă au fost perioade în care cumva să uita un pic strâmb la mine, nu credeau că se poate ajunge acolo în momentul respectiv, dar ușor, ușor am putut să le dau această certitudine. Care crezi că a fost principala calitate a echipei României care ne-a dus la Jocurile Olimpice? Una, zic eu, este totuși vârsta, chiar dacă cumva în analizele noastre înainte eram pregătiți mai mult spre 2028. Ei au reușit să meargă foarte repede înainte, să sară niște etape și să putem să avem calitățile necesare pentru a juca la nivelul ăsta. La Jocurile Olimpice din capitala Franței, România va face parte din grupa A și va înfrunta reprezentativele Greciei, Croației, Statelor Unite ale Americii, Italiei și Muntenegrului. După obținerea biletelor pentru Paris, nu puțini au fost cei care au spus că a fost vorba și de foarte mult noroc. Cum le-ai răspunde acestora? Eu nu știu cât noroc este să ajungem pe locul 8, să fim în situația de a ne califica la campionatul mondial. La campionatul mondial, să ajungem prima echipă acolo, clar în fața celei care n-a fost, care n-a mai mers, care nu mai merge. Au fost discuții pe tema competitivității acolo. Decizia n-a fost luată exclusiv numai de ei, a fost luată împreună cu World Aquatics, care dorește să fie cât mai mare competiție la Jocurile Olimpice și la Mondiale. Deci, da, pentru unii sună mai bine așa, nu pot să zic nimic. Dacă pentru ei sună mai bine așa, pentru noi nu sună așa. Până la urmă am fost foarte buni să ajungem în situația aia. Cum apreciezi șansele României în grupa de la Paris? Acolo și cred că dacă suntem pregătiți efectiv să ne smulgem, când trebuie să ne smulgem ceva de la cineva de acolo, cred că o vom face. Eu cred că sunt 2-3 echipe cu care, în grupa noastră, cu care se poate juca de la egal la egal. În concluzie, care e obiectivul României la Jocurile Olimpice? Obiectivul nostru, noi dorim să ieșim să intrăm în primele 4. Deci să jucăm de la egal la egal cu fiecare echipă și să reușim să batem două echipe, cel puțin două echipe în grupă. Steaua înseamnă România!